istoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bună seara și bine v-am regăsit în Piața Victoriei la Europa FM. Invitatul meu din această seară este domnul Cristian Ghinea, fostul titular al unui portofoliu extrem de râvnit din guvernul Câțu, investițiile și proiectele europene. Noi spunem fonduri europene, mai pe românește. Domnul Ghinea este una dintre cele mai influente voci din USR, după unele evaluări chiar eminența cenușie a echipei Barna, și în egală măsură, foarte important, una dintre cele mai rezervate voci din partid, atât în criza politică actuală, cât și în cea declanșată de revocarea ministrului Vlad Voiculescu. Invitați sunteți și dumneavoastră în Piața Victoriei. Vă așteptăm întrebările și opiniile la numărul de telefon 0372 069 599. Să-i dăm drumul. Bună seara, domnule Ghinea, bine ați venit la Europa FM. Bună seara, mulțumesc frumos de invitație. Domnule Ghinea, greșesc foarte tare dacă spun că în acest moment criza politică, criza guvernamentală, este într-un soi de armistițiu formal sau informal, pentru că ambele partide sunt atât de prinse de bătăliile interne de cele două congrese, atât PNL cât și USR+, încât nu mai există nici ieșire pentru criza guvernamentală în acest moment și nu mai există nici energie pentru ea în acest moment. Nu greșiți, cam așa este. Dar e chiar mai grav de atât. De fapt, Congresul PNL a tot gripat funcționarea coaliției și a guvernului de câteva luni de zile. Deci este bine că se termină. Congresul USR Plus nu atât. Într-adevăr, acum avem și noi alegeri. Mâine chiar începe votul online al tuturor membrilor pentru președinția partidului. Deci suntem destul de ocupați cu chestiunea asta. Dar la noi e destul de consensuală poziția, anume că partidul nu mai dorește să meargă mai departe cu premierul Câțu și că putem să revenim în coaliție după o schimbare. Deci, practic, mingea, dacă vreți, este la PNL în acest moment. Aici e o nuanță pe care aș vrea să o clarificăm. Vă doriți să vă întoarceți la guvernare sau este de-a dreptul un obiectiv să vă întoarceți la guvernare, sigur, după cum spuneați, cu alt premier, deși vom vorbi și despre asta. Știți cum este? Dacă putem să livrăm reformele promise, da. Acum, diferența între, cum ați spus, întrebarea dacă dorim sau dacă este un obiectiv, e de nuanță. Trebuie să recunoașteți. Da, o nuanță foarte importantă, pentru că atâta energie se depune. Da, eu cred că dacă nu revenim, e păcat de munca noastră din aceste luni. Pentru că dacă veți urmări raportul asupra angajamentelor de guvernare pe care Dan Barna l-a prezentat Comitetului Politic cu o săptămână înainte de izbucnirea crizei, concluzia principală acolo este că din cele 40 de angajamente electorale ale noastre, câteva s-au îndeplinit. De pildă, lista de medicamente esențiale, chestiune pe care am tot vorbit noi ca partid, s-a făcut. Dar foarte multe dintre aceste angajamente erau puse pe roate. Și vă dau două exemple, dacă vreți. Am spus că punem 1 miliard de euro pentru păduri noi. Este exact ceea ce am făcut în PNRR. Avem agreată cu Comisia Europeană plantarea 57.000 de hectare de pădure, plus un întreg sistem digital, mai ales de urmărire a masei lemnoase, ca să putem să limităm tăierile ilegale. La fel am spus că punem jumătate de miliard de euro pentru reducerea abandonului școlar, o problemă gravă acestei țări, și acolo suntem. Am reușit să punem 600 de milioane de euro în PNRR și multe altele. Sunteți în șantiere, cu alte cuvinte, exact din ceea ce înțeleg. Asta a folosit și Dan Barna cuvântul, da. Suntem în șantier. Și am înțeles. Am organizat șantierul și este păcat să nu avem grijă de el. Bun. Depinde dacă această revenire la guvernare este un obiectiv sau doar așa, o dorință enunțată. Depinde acest lucru de rezultatul congresului de la dumneavoastră. Mai pe șleau, este mai probabilă întoarcerea la guvernare USR Plus, sigur condiționată, și vom vorbi în continuare despre aceste condiții, de victoria domnului Dan Barna, sau e în egală măsură posibilă și probabilă și cu domnul Cioloș în frunte? În egală măsură, nu aș face diferența asta. Domnul Cioloș părea mai radical întotdeauna. Depinde acum ce înseamnă.
tot partidul este radicalizat pe ideea și pe bună dreptate că nu mai putem accepta să lucrăm în aceleași condiții. Problema de fond a fost că asta a fost o coaliție dezechilibrată. Și nu vorbesc numai, și disfuncțională, apropo. Și eu am participat la aproape toate ședințele de coaliție ca reprezentat al USR Plus și vă pot spune că era un cadru complet disfuncțional de luarea deciziilor și o eventuală întoarcere a noastră pe lângă condiția legată de prim-ministru trebuie să fie legată și de două chestiuni. Una, o formalizare acestei coaliții. Că nu ne mai putem vedea așa, pur și simplu, la domnul Orban în birou, stăm și trâncănim trei ore, plecăm fără o agendă clară și așa mai departe. S-au întâmplat de foarte multe ori. Ce înseamnă o formalizare? Ce înțelegeți? O formalizare înseamnă că în Germania, de pildă, unde există un consiliu al coaliției, care este deasupra guvernului, unde, ce nu o să înțelegem, guvern, deciziile ajung în coaliție și votul se, și decizia se ia consensual. Ar fi constituțional un asemenea organism supraguvernamental, paralel cumva cu Parlamentul? Nu e vorba de paralel. Dacă nu avem acest cadru de arbitrare a intereselor divergente, ajungem la ce am ajuns. Îmi pare că nu. De altfel, acum așa, că dacă mine îți dau din casă, eu am propus ceva de genul ăsta la început și s-a opus un președinte al altui partid din coaliție care a spus, a nu, că românii au niște traumatisme legate de Cocopo, de problema CDR-ului. Dacă mai țineți minte, era acel consiliu de coordonare politică sau consiliu de coordonare coaliției. Ceea ce e un adevăr. Cumva domnul Kelemen Hunor a spus lucrul acesta, că ați spus cu românii. Nu vreau să... Eu sunt obișnuit să dau din... să citez oameni. Era o idee. Cel a fost argumentul invocat și la care au achiesat și ceilalți, da, și că de la este masă. Un argument viabil. Da, Cocopon a avut mare succes, după cum ne aduce aminte. Permiteți-mi să... Bun, și am avut succes. Nu am avut un cadru formalizat de decizie în coaliție, n-am avut un cadru formalizat de follow-up aceste decizii în coaliție. Au fost foarte multe cazuri în care discutam o chestiune, o agream și peste o lună jumătate nu se întâmplase nimic. Reveneam cu ea, tot nu se întâmplase nimic și așa mai departe. Adică coaliția trebuie să aibă un secretariat care să facă agenda, trebuie să aibă un cadru formal de luare a deciziilor și un cadru de a face follow-up, ca orice fel de organizație funcțională. Nu înseamnă că dacă vreți să luăm așa, totuși, cocopoul CDR-ului a reușit să funcționeze mai mult decât a reușit această formulă încropită în care ne vedeam unii pe la o masă. Pentru că n-aveau congrese atât de tulburate în, da, în agenda. Bun, ați spus că o primă condiție este formalizarea cu această muncă mai organizată în coaliție și a doua condiție este să nu fie domnul Câțu premier. Da, nici nu vreau să pară că mi-arug mai mult. Eu vă spun ce aș vrea eu să se schimbe. Viziunea dumneavoastră, sigur. Ca unul care am fost la masa aia și am văzut cum s-a degradat atmosfera în doar 8 luni, este îngrozitor că în 8 luni am plecat de la o atmosferă totuși optimistă la plecare, la o atmosferă în care era și disfuncțional și efectiv erau cu cuțitele pe masă și nu ne mai suportam unii pe alții, că se trâncănea în cerc pe aceleași chestiuni, când se spunea ceva, domne, dar hai să desfințăm Siju. Dar nu că nu vrem că... Nu vreau să reiau discuțiile. Stați un pic. Domnul Cioloș îmi spunea că toată lumea a fost de acord cu desfințarea Sijului. Da, scrie în programul de guvernare. Și a doua chestiune pe care aș vrea într-o eventuală nouă coaliție rezolvată, și știu că dumneavoastră ne-ați criticat la un moment dat că nu am fost destul de detaliați în programul de guvernare. Totuși, v-aș aduce aminte că eu am reprezentat USR Plus la negocierile pe programul de guvernare și am ținut în loc crearea guvernului vreo două zile. Deci după ce se împărțiseră portofoliile și toată lumea credea gata, plecăm acasă, s-a rezolvat, inclusiv în ziua în care în Parlament trebuia să fie votat guvernul, noi încă mai aveam niște chestiuni de reglat. Iar rămăsesem eu cu Tase Stamule și cu doi oameni de la UDMR în clădirea guvernului să mai reglăm niște chestii. A fost o foarte mare presiune pe echipa de negociatori a programului de guvernare, pentru că erau încă diferențe. Și am zis, doamne, nu trebuie să ținem un pas în loc crearea guvernului. Aș vrut să mai țin încă o săptămână, că nu murea țara. Poate că nu era rău. Și să avem niște deadline-uri la fiecare măsură. Și poate atunci aș vrea ca să nu mai avem 250 de pagini pe care nu le citește nimeni, uneori nici miniștri. Mai simte când a spus domnul Bode, era o chestiune cu poliția judiciară trecută de la Ministerul de Interne. Și domnul Bode a zis că nu contează ce scrie în programul de guvernare, că altă e viața reală. Asemenea declarații
eu care am negociat programul de guvernare și care este Biblia guvernului, am luat-o ca pe o jignire. Atunci aș vrea să avem, mă scuzați, nu 250 de pagini, ci 10 pagini de un tabel într-o coloană ce vrem să facem cu niște detalii relevante, de exemplu la Sij. Poate că am greșit, că nu am spus unde se duc cazurile după aia. Toată lumea a presupus că se întoarce la situația dinainte de apariția Sij. Adică aia a fost prezumția noastră pe de bună credință. Da, care v-ar fi picat la CCR, probabil. Da? Bun, da, CCR-ul a stat cu legea înainte de Sij. Deci aia a fost o țeapă pe care n-am luat-o. Adică noi am negociat cu bună credință, am propus în programul de guvernare, partenerii au zis da, și acum zic, a, dar nu ați prevăzut și ce se întâmplă cu cazurile alea. Păi, reveneam la situația dinainte. Bun. Și a doua coloană, și chiar termin cu asta, e important, deadline. Da, pentru că sigur. Au fost chestiuni puse în programul de guvernare, dar pare că nu ne grăbim cu ele, că pe principiu... Dacă n-au termene. Da. Vă reamintesc că, prieteni, 0372-069-599 este telefonul la care puteți suna pentru a vă spune părerea și a pune întrebări. Bun, am stabilit care ar fi cadru. Acum, îmi spuneți că nu domnul Câțu. Pe de altă parte, totuși îmi fac datoria să vă întreb. Dacă domnul Câțu vine după congres și spune îmi pare rău, am făcut ce am trebuit să fac ca să câștig, era presiunea partidului, mi-am hrănit baronii și după cum i-am promis domnului Cioloș, domnul Cioloș mi-a spus de această promisiune, deci de aia pot să citez, e publică, după cum i-am promis domnului Cioloș, ne apucăm de reforme. Vă păstrați ministerele și ne apucăm, facem tabel cu termene, cu tot. Ce-i răspundeți? Acum, știți, noi o să avem alegeri pentru președinția partidului începând de mâine, se votează electronic și pe 2-3 octombrie se alege conducerea. Eu cred că va fi de datoria viitorului președinte și viitorului Birou Național să decidă și de comitetul politic, la noi e mai complicat. Deci nu pot să spun eu așa, dar mi se pare atât de greu de imaginat că Florin Câțu ar putea să spună ceea ce spuneți dumneavoastră. Notez că totuși n-ați spus exclus. Deci n-ați sărit de pe scaun. Nu, dar gândiți-vă că totuși Florin Câțu a dat afară al doilea ministru USR Plus. Asta apropo de chestia, discutam cu ceva din Germania, tot mă raportez la cum funcționează coaliții în Germania. În primul rând că acolo durează 2-3 luni ca să se facă programul de guvernare. Și așa aș vrea să fie și la noi, să nu mai stăm să fie presiune pe negociator să terminăm în 3 zile. Că totuși este greu, nu, dacă faci serios, dacă faci așa doar hârtie igienică ca să-l dai la Parlament, știți că se poate face, întotdeauna s-a făcut așa. Acolo există decizia asta consensuală în coaliție și, și tot ce înseamnă agendă, aparat tehnic. Și mai există ceva. Nu există niciun fel de cadru prin care primul ministru să dea afară un ministru al altui partid. Adică pică guvernul. Pică guvernul. Dacă guvernul nu mă funcționează într-o formulă, merge înapoi în fața Parlamentului. Nu pot să zic că primul ministru nu-l dau afară pe ăsta și așa mai bun, departe. Ceea ce a fost, știm, n-aș vrea să mai facem istorie. Și a doua zi n-a avut un fel de ieșire. Băi, a fost o decizie la nervi. Hai puțin să ne calmăm. Că se putea zice, dom'le, am fost nervoși, să ne calmăm, poate vine strel înapoi, ne pupăm, ne împăcăm. A început să spună, dom'le, e un partid anti-european. Adică a escalat permanent retorica la nivelul pe care este foarte greu să ne mai întoarcem. Deci, nu-mi spuneți totuși că în această ipoteză absolut puțin credibilă din punctul nostru. Cu totul și cu totul improbabil. Nu chiar atât de improbabil, câte vreme porneam de la discuția că ambele partide sunt concentrate pe campania interne. Asta spuneți că după congresul PNL vine Florin Câțu și spune, domne, am făcut și eu niște mici puseie de nervi, așa, pentru că trebuia să câștig, dar uite, îmi pare rău, hai să ne... Nu spun, vă întreb. Bun, varianta alternativă este un alt premier, da, și sunt verificate, vehiculate câteva nume, în privința cărora aș vrea să vă întreb cum le vedeți dumneavoastră. Doi ar fi favoriții la momentul vorbirii, domnul Iulian Dumitrescu, vicepreședinte PNL, și domnul Bode, pe care nu cred că trebuie să vi-l mai prezint în niciun fel. Ar fi premieri acceptabili din punctul dumneavoastră de vedere pentru USR Plus? Din moment ce poziția oficială a partidului decisă de CP și BN este că nu, că acceptăm un alt prim-ministru din PNL, cred că în afară de Florin Câțu, cred că nu trebuie să... Ar fi prea mult să mă apuc eu acum să dau note la prim-ministrii PNL. Dacă PNL vine cu aceste formule, da, eu nu văd de ce nu. Adică am lucrat cu domnul Bode în guvern și cu domnul
Îmi trăiesc puțin pe la coaliție, dar nu cunosc foarte bine. Și o a doua condiție avansată de domnul Rareș Bogdan și de domnul Sighiartău ar fi că în ipoteza unui nou premier ar însemna că facem și o nouă renegociere de ministere. Iar domnul Rareș Bogdan a spus clar că nu veți mai primi transporturile și fondurile europene. O chestiune care vă privește, ca să zic așa, direct. Dar bine, chestia asta cu... Ați acceptat așa mereu, ceva? Eu mereu, Rareș Bogdan, am dilema dacă să comentez sau nu, pentru că am mai comentat acum vreo 2-3 luni când era ministru. Și după aia am discutat cu un ministru liberal și mi-a spus o chestie. Zice, păi, dar de ce îl bași pe ăsta în seamă? Că noi îl ignorăm. Noi, adică PNL-ul. Deci, domnul Rareș Bogdan pare că vorbește așa, dar nu e foarte luat foarte în serios. Dar pe cine luați în serios? Pe miniștrii PNL-ului, pe președintele actual. Domnul Sighiartău e secretar general? Adică... Nu, eu ziceam de Rareș Bogdan. Acum, vedeți, bun, haideți să trecem la fond. Ați acceptat într-un exercițiu de pupat mușchi în oglindă. Da, pentru că e congres. Mai mult mușchi. Dar asta nu face decât să ne amintească comportamentul PNL de partener abuziv al coaliției. Că asta a fost o coaliție complet dezechilibrată. Ministerele nu sunt ale PNL-ului sau ale domnului Rareș Bogdan să le dea. Ca să fie foarte clar, ministerele sunt ale unui guvern de coaliție. PNL nu a câștigat alegerile. PNL a câștigat 25% în alegeri. USR Plus a câștigat 15%. Pe această bază trebuie să negociem ca niște oameni politici maturi să vedem ce iese de acolo. Noi am propus de altfel o formulă, formula DONT de distribuție a ministerului atunci când a fost prima discuție. DONT este formula prin care se repartizează inclusiv locurile în Parlament, inclusiv comisiile parlamentare, la fel la Parlamentul European. Deci când ai de construit o coaliție sau de distribuit anumite locuri pe o pondere de vot, asta este cea mai comună formulă. Ce ar însemna ea? Iar însemna că se face o listă de ce e pe masă și în cazul nostru ar fi pe masă președinția Camerei, președinția Senatului, primul ministru și ministerele și fiecare partid are o ordine de tragere. Pe formula DONT, primul alege PNL, al doilea alege USR Plus, al treilea alege din nou PNL, al patrulea USR Plus, apoi PNL, apoi UDMR și... Tot deci UDMR-ul ar fi undeva pe 6 sau pe 7? Da, da, pe 7. Și dumneavoastră acum vreți să le arătați, ca UDMR-ul să refuze o nouă renegociere, nu? UDMR. Bun, hai să vă, dacă vreți să vă povestesc că este important că de la facerea acestui guvern, cum s-a întâmplat. Deci, domne, eram acolo la Vila Lac și discutam. Cum se poate face? Noi fiind un partid de IT-și, matematicieni și oameni... care au câștigat Olimpiada, am zis, doamne, așa se face, că altfel cum. Și am pus pe masă. Și a venit domnul Orban și a zis, aoleu, nu putem să tragem, că eu am ordin, de unde avea domnul Orban ordin, puteți să vă imaginați, că trebuie musai să iau apărare externe și interne. Da, domnul Iohannis, presupun, nu? Presupun. După care a zis, a, nu, stai puțin, că trebuie să iau și finanțe. Asta domnul, și-a dorit domnul Cățu să știe. Și noi atunci am zis, Ludovic, dar noi mai guvernăm și noi, adică ne lași nouă, nu știu, SGG-ul, ceva. Ei, lăsați că n-ați ieșit pe asta. Deci am zis, ok, deci nu poți să discuți așa. Nu poți să spui, domnule, USR-ul nu are voie la Ministerul de Externe. De ce? Că avem oameni cu prestanță în partid. Da, stau la interne sau la apare, de ce nu? Deci nu merge așa. Suntem niște parteneri adulți. Și a zis, nu, facem niște o negociere mai complicată. Deci nu vă închipuiți că a fost mare bătaie pe Ministerul Fondurilor. Pe Ministerul Transporturilor, într-adevăr, a fost. Obiectivele noastre majore au fost dezvoltarea, sănătatea și transporturile. Dezvoltarea nu am luat-o și atunci a fost un aranjament să ajungă la UDMR. Bun, acum că am făcut o treabă bună la fonduri și se vede că e un minister important, înainte de mandatul meu era cam minorat ministerul ăsta, erau fel de oameni se știa acolo. Deja, se știa deja că vine PNRR-ul în momentul ăsta. Se știa că este important și chiar iese. Bun, repet, dacă domnul Rareș Bogdan nu ne face onoarea de a ne da ministerul fondurilor, da, atunci mergem pe formulă și negociem. Putem să tragem ministerul de finanțe, de pildă. Avem finanțe și foarte bun la USR Plus. De câte am înțeles, chiar vor să vi-l dea. Putem să tragem ministerul de interne. Chiar am fi puși pe o reformă a poliției din Justiția România. O mai trageți? O mai tragem justiția, pentru că este parte din mandatul nostru de
hardcore al... Și aveți pe altcineva în afară de domnul Stelian Ion? Nu. Deci în acest moment, Stelian Ion, pe lângă faptul că a pățit o nedreptate, decizie formală a Biroului Național că va fi din nou propunerea noastră pentru Ministerul Justiției. Considerați că mai poate funcționa ca Ministru al Justiției în reacția de adversitate cu președintele Iohannis, escaladată de niște declarații foarte dure ale domnului Stelian Ion la adresa președintelui, repet. De fapt, domnul Stelian Ion l-a introdus pe domnul Iohannis în criză. Credeți că poate fi funcțională o astfel de relație? Acum, vedeți, dacă aplicăm acest criteriu, acest a spus în criză, nu cred că am mai putea guverna unii cu alții niciodată. Eu am fost mai reținut, apropo, deci... Tensiunea e mai veche. Știu, cu asta am început prin a spune că ați fost poate cel mai reținut. Ideea este că ar trebui, că va trebui să ștergem cu buretele ce am spus unii despre alții, dacă putem să mai facem o dată un guvern. Pentru că altfel nu văd cum. Adică, oamenii care ne ascultă acum o să zică, domne, ăștia au nebunit, cum spun despre unii despre alții, că sunt anti-europeni, că sunt hoți și peste lună iar guvernează. Și se poate șterge cu buretele? Se poate uita? Așa? Ca și cum n-ar fi fost? Înainte să intru în politică, v-aș fi spus că nu, dar acum, fiind în politică cu ceva vechime, cred că se poate. Dumneavoastră ați condus un minister cu o misiune foarte importantă pe NRR-ul, care era de importanță și pentru domnul Câțu, care de altfel, la un moment dat, a devenit parte a negocierii cu Comisia Europeană, și în același timp un minister de importanță pentru domnul președinte Iohannis, care a ținut conferințe repetate de presă despre PNRR. Bun. Cum ați colaborat dumneavoastră cu domnul Iohannis? Aveți să-i faceți reproșuri, așa cum i-a făcut domnul Stelian Ion? V-ați simțit umilit, jignit, ignorat? Nu știu. Ați simțit că sunteți presat prin tăceri? Nu, ar fi unfair din partea mea să zic asta. Nu, a fost o relație bună, instituțională. Poate prea instituțională pentru gravitatea și urgența nevoilor de acolo, dar așa funcționează domnul președinte, am adaptat, i-am făcut informări regulate despre ce este acolo, dacă am primit semnale erau rezonabile, cele de cel mai multe ori nu am primit semnale și atunci am considerat că am verde să merg mai departe. Deci ar fi complet unfair din partea mea să îi reproșesc ceva pe partea de PNRR. Deci se poate. Avem un prim ascultător, Sorin, bună seara, vă reamintesc 0372 069 599 pentru opinii și întrebări. Bună seara, Sorin, te ascultăm. Bună seara. Mai întâi aș vrea să zic că eu apreciez, sunt un susținător USR și mi se pare că e păcat că n-au ieșit de prima dată de când l-au dat pe Vladu Voiculescu afară. Aș fi vrut ca atunci să fie și de la guvernare USR-ul. Mi s-a părut că acum cred că i-ar fi ajutat în negociere. Acum, când s-a întâmplat a doua oară, parcă, nu știu, poziția lor a fost slăbită din cauza asta. Ar fi întrebarea mea dacă li se pare și lor același lucru. Domnule Ghinea? Mulțumim, Sori. Mulțumesc pentru că sunteți un simpatizant. În primul rând, cred că adică nu a fost ușor de înghițit gălușca cu Vlad Voiculescu la momentul respectiv, ca să fie foarte clar. Ce am spus noi atunci, că am dat o decizie a Biroului Național, era pe bune. Doar că presiunea publică în acel moment a fost, domne, e prea devreme. E prea devreme și cred și eu că ar fi fost prea devreme. Din păcate însă, precedentul pe care partenerii, mă încăpătnesc să consider partenerii noștri din PNL, a fost, adică noi am zis, domne, a fost atât de greu de înghițit gălușca, încât a doua oară nu o să mai facem. Vă spunem direct, ne uităm în ochii voștri, nu o să mai acceptăm a doua oară. Ei au înțeles, tamam pe dos, au zis, dacă ați acceptat o dată, au acceptat și a doua oară. Însă eu cred că era prea devreme la acel moment, era, cred că, după 3 luni de guvernare și opinia publică nu ne-ar fi iertat. Cred că acum însă opinia publică înțelege, pentru că e destul de înțeles, de ușor de înțeles, domne, nu poți să accesezi să-ți dea ministri afară pur și simplu așa că vrea celălalt partener. Adică odată am înghițit
dar am fost partenerul înțelept, dar deja a doua oară, dacă o accepți, înseamnă că îți place. Știți că era un banc. Da, înțeleg, dar dumneavoastră spuneți că opinia publică înțelege, dar nu v-a îngrijorat totuși că Piața Victoriei a fost goală, Piața Victoriei, cea fizică, cea din fața guvernului, a fost goală în pofida apelurilor care s-au făcut la proteste după ce domnul Sterian Ion a fost revocat și, mă rog, a început toată criza? Susținătorii noastre au rămas în case? Dar nici nu am făcut apeluri, ca să fim corecți. Adică nu am încurajat acele Nu de la vârful partidului, dar au fost apeluri pe Facebook să venim, să ieșim, să apărăm. Au fost și niște oameni care au ieșit în Piața Victoriei, după cum știți. Partidul are lideri. Liderii au zis nu încurajăm asta. Este și o situație specială, încă avem pandemie. Nu ne apucăm acum de manifestații. Deci nu. Și dacă țineți minte și la ordonanța 13, prima seară au fost... Eram 25 de participanți, pe care 15 deputați. După aia, pe GER, au fost mult mai mulți. S-a creat o... Eu cred că Florin Câțu ar trebui să se uite puțin la opinia publică și să se gândească dacă a meritat. Și să se gândească dacă nu cumva PNL intră într-o spirală în care își pune în cap pe termen lung publicul urban educat, care ține la temele astea cu justiție și cu echitate. Bună seara, Ioan, te ascultăm. Bună seara. Vă sunt de la Baia Mare. Se tot vorbește despre desființarea SIJJ. Eu de 3 ani de zile am o plângere împotriva unei judecătoare la SIJJ, care nu se întâmplă nimic cu ea. Plângerea mea este foarte exactă. O judecătoare a furat acte dintr-un dosar. Bun, 3 ani mai târziu pe mine mă execută silit, îmi iau casa și mă arunc în stradă cu 2 copii. Și eu tot stau și aștept să facă SIJJ-ul ceva. Deci, acolo, la București, oamenii în Parlament se luptă, dar omul de rând are de suferit. Înțelegeți? Da, înțelegem, Ioan. Domnule ministru, iată, agenda cetățeanului și agenda... Păi... SIJJ-ul a fost creat ca o formă de a timora magistrații, dar a devenit și un dop în a investiga orice fel de faptă rea făcută de magistrați. Adică în acest moment, de fapt, există o super imunitate. Orice ai face ca magistrat, nu se întâmplă nimic. Se ajunge la SIJJ, unde acolo se este blocat totul, doar dacă ai avut vreo opinie pe un grup de Facebook nepopulară la vârful sistemului, atunci ești luat la investigat ca magistrați. Din fericire, deci este... nu de SIJJ, ci de Inspecția Judiciară. Totuși n-au ajuns până într-acolo. Da, nici măcar asta nu fac. Deci, practic, este un sistem în care nu mai este nimeni responsabil din sistemul judiciar. E, oare aici e întrebarea, dacă nu trebuia găsită totuși o formulă de mijloc, astfel încât acest dop să fie scos cu ulterioare modificări, dar nu e domeniul dumneavoastră, cu siguranță. Nu, dar să știți că, dacă pot să iau apărarea colegului meu, că știu opinia dumneavoastră, vă citesc cu mare pasiune și aveți de foarte multe ori dreptate. În acest caz, pe lângă negocierile din CSM, din guvern, au fost și discuții în coaliție, unde partenerii noștri, mai ales cei de la UDMR, au fost foarte intransigenți și destul de... Adică, nu ne interesează. Deci, o chestie care nu vrem să o facem, nu. Sterian a venit cu mai multe formule, s-a ales cu un nu. Deci, ideea a fost că s-a creat un fel de... Așa cum pentru noi era o miză politică legitimă, de a desfința SIJJ, pentru că ne-am angajat în campanie, pentru că am pus în programul de guvernare, le-am negociat, n-am pus noi de capul nostru. Asta a fost înțelegerea când am făcut programul de guvernare. În coaliție s-a creat un fel de miză politică, dar nelegitimă, că nu era exprimată, să nu se întâmple nimic. Arta negocierii. Domnule Ghinea, ați lucrat cu domnul Cioloș? Ați fost consilierul premierului Cioloș, ați fost ministru în cabinetul Cioloș și acum faceți parte din, nu zic Tim Barna, ca să nu copiem, faceți parte din echipa domnului Barna, candidați în echipa domnului Barna la acest congres. De ce? Cu ce v-a supărat? Sau cu ce v-a câștigat domnul Cioloș neîncrederea? Pentru mine a fost o decizie grea, pentru că totuși am lucrat cu Dacian.
am fost coleg și în guvern și în Parlamentul European, problema este că l-am tot așteptat pe Dacian și nu-mi place să aștept și l-am așteptat pe Dacian, în primul rând că l-am rugat pe Dacian să vină cu mine în USR în 2016, pentru că m-am convins după câteva luni de guvern tehnocrat că nu poți să schimbi țara asta decât dacă ai mandat politic. N-a vrut. Atunci l-am dus cu o echipă de secretari de stat, eu, Barna, Drulă, Moșteanu, Năsui, în USR. S-a întâmplat povestea aceea cu Nicușor Dan, care într-un fel tot de la Dacen a plecat, care a avut o întâlnire cu Nicușor și nu s-au înțeles. Înțeleg acum că Dacen a vorbit și cu PNL-ul, pe vremea aia am înțeles de la domnul Orban, care a făcut declarații. După care i-am spus, hai, vină în USR, că uite, avem nevoie de un lider. Între timp s-a ridicat Barna. Un lider care are ficat, care a fost peste tot în fruntea maselor, ca să zic așa, a fost în toată țara, a condus fără penal, știți foarte bine ce a creat atunci. În timpul ăsta, Dacian, facem ONG, ne mai gândim. La un moment dat s-a creat între noi doi un fel de diferență de viteză foarte mare, care nu pot să înțeleg de ce tot ne căcăim și de ce tot așteptăm. Asta nu e nimic. Nu înseamnă că nu cred că... Eu cred că Dacian are un rol, dar nu este potrivit acum, sau e mai potrivit Dan Barna pentru a duce partidul mai departe. E o chestie simplă. Sper să nu ne rupem și noi punțile cum este la PNL. Deocamdată campania noastră a fost una decentă. Să lăsăm loc de bună ziua și de ușă deschisă, să rugăm împreună orice ar fi. Dar susținerea mea pentru Dan este fermă, pentru că este ce trebuie și practic e focusa, doamna Dojoy. Practic omul ăsta a zis, domne, ăsta este obiectivul, mergem pe el, nu contează. Dacian tot se gândește. E tipul să dăm cuvântul încă unui ascultător. Mai avem timp de un ascultător. Bună seara, Andrei. Am o întrebare pentru domnul ministru Ghinea și ar vrea totuși să dăm așa un pic cărțile pe față. În anumite cercuri politice se vorbește că demiterea domnului ministru al justiției ar avea legătură cu dosarul domnului Barna. Este ceva adevărat legat de lucrul acesta, pentru că știți cum e, la radio și la televizor se spun anumite lucruri, dar realitățile sunt oarecum cu totul altele și publicul larg nu prea are acces la astfel de informații. În anumite cercuri politice, după cum vă spuneam, se vorbește despre lucrul ăsta. Da, în primul rând, mulțumesc întrebarea, în primul rând nu există dosarul Barna. Adică DNA-ul a închis dosarul ăsta, nu era nimic acolo, s-a făcut plângere. A fost o chestiune care a fost scoasă înainte de campanie electorală, care nu avea un fundament factual. Și vă mai spun ceva apropo de chestia asta. Când am ajuns la minister, acum, tura asta, adică în 2016, vine la mine un domn care fusese șeful corpului de control al ministerului. Și mi-a zis, domn ministru, uitați ce s-a întâmplat. Deci, practic, domnul Boloș, predecesorul meu, i-a zis, te duci și cauți orice despre Ghinea și Barna. Domnul Boloș, guvernul liberal pe care noi l-am sprijinit în Parlament. Da? S-a dus omul, n-a găsit nimic. Eu n-am avut contracte pe fonduri europene, Dan avea alea pe... resurse umane care s-a tot știa, au fost tot fel de controle, s-a închis orice fel de chestie. Deci, repet, nu există dosar Barna în acest moment. Este tot un închis, formal vorbind. Și domnul Boloș l-a schimbat pe omul ăsta. I-a zis, ce corp de control și dacă nu ești în stare să-l găsești. Pentru că nu v-a găsit Când n-a găsit nimic, exact. Și l-a adus un milițian de la Galați, care l-a trimis, a adus la Alba Iulia, la organismul de implementare, a răsturnat birourile la oamenii ăia pe acolo de ceva îngrozitor. Și ați avut vreo reacție vis-a-vis de domnul? I-a făcut plângere penală domnului Boloș pe acest subiect. I-ați făcut plângere penală domnului Boloș. Absolut. Deci mi se pare un abuz de putere absolut îngrozitor. Cum să cauți într-o democrație să zici unui corp de control caută orice despre ăștia? Deci cam așa s-a făcut și dosarul Barna. Caută orice despre Barna, găsim acolo ceva, dăm pe surse că e grav, dă neau astăzi că nu e nimic. S-a creat o întreagă emoție atunci la alegerile prezidențiale.
Domnule Cristian Ghina, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în Piața Victoriei în această seară. Mulțumesc celor care ne-au sunat și îmi pare rău că nu i-am putut asculta pe toți. Rămâneți în cel mai bun club de seară din această țară, din această țară împreună cu Toader Păun. Seara bună tuturor! Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.